Trebuie să corectați. No, pentru că nu ia și o dreptate. Ia figurează, nu, figurează în bibliografia universală și atunci există inadvertențe. Da, încurcă cercetătorul. Da, încurcă cercetătorul. Nu voi mai trebui de la aceia cercetători. Domnul Calde, rezolvă-mă. Asta așa ca să nu fiți copleciți numai de la urmă, să mai aveți și observați. Dar ce le-am cerut treaba așa? Dumneavoastră aplicuie eu vă felicit și o să parcurg cu interes, pentru că abia astăzi am primit volumul. L-am primit și pe cel trecut, așa că voi avea. Avea și parcurg. În zilele următoare nu știam ce să mă ocup. Atunci să fii felicitări. Câțiva ani să puteți parcurge cele două voluri, da? Eu asta. Îmi va lua mai mult timp, vă spun eu, acum, pentru că unele din librele de aici nu prea le știu, așa că... Ei, poți să încerci acum. O să fac traduceri simultane. De obicei, ca să vă prezint, eu Eugen Ungureanu, sunt de la televiziunea SMSF TV. De obicei, noi televiziunile nu le implicăm în aceste frumoase discuții ale dumneavoastră, discuții la nivel de elite, discuții care arată că Moineștiul este astăzi o capitală. Pentru că aceste caiete ale lui Tristan Țara sunt mai mult decât documente și mărturii ale unor momente literare, literare istorice, deosebite, de mare valoare. Dar dacă tot au fost critici, hai să fac și eu o critică. O să-l critic de această dată pe domnul Cornel Galben, că nu m-a chemat mai din timp și la celelalte caiete, respectiv tomurile anterioare. Așadar, sper în viitor să participăm noi ca televiziune și dacă o să vă spun ceva despre televiziunea noastră, poate nu o să credeți. Noi când am creat această televiziune, am dorit să ieșim un pic din clasic, să sărim bariere, acele bariere ale televiziunii prin cablu și am sărit direct în viteza internetului direct online. Am creat o rețea de socializare românească, un Facebook românesc, se spune, al nostru, care s-a completat cu postul de radio și postul de televiziune online, respectiv exclusiv România și exclusiv Onești. Vreau să vă spun că televiziunile noastre se adresează în primul rând chiar de la prima pagină românilor de pretutinde. Am căutat să facem acest lucru pentru că avem deja foarte multe televiziuni, un număr mult mai mare decât în alte țări, televiziuni clasice, prin cablu. Adresându-ne românilor de pretutindeni, considerăm că prezența noastră aici este extrem de importantă, fiind un vector de comunicare cu toți românii de pretutindeni și chiar rugam cameramanul ca pentru început să prezinte coperta acestei lucrări de mare valoare. Am vizitat un pic, așa în fugă și prin bibliotecă, câteva locuri și vreau să vă spun că sunt extrem de fericit că avem ocazia noi să promovăm acest eveniment deosebit. Domnul Cornel Galben se face vinovat că noi am participat la, în acest an, la foarte multe lansări de carte, la Bacău și în alte localități și sperăm să venim la Moinești cât mai des și veți vedea că în următoarele zile rezonanța acestui eveniment va fi prezentă peste tot. Veți afla de la prieteni, de la rude, că aceste caiete sunt promovate și de televiziunea noastră și nu este un caz singular. Noi ne-am aplicat și ne aplicăm în continuare în zona culturală, pentru că televiziunea națională, zona televiziunea de cultură a fost mai puțin agreată sau mai puțin, hai să spunem, a fost chiar afectată din motive diverse, inclusiv cele politice. Așadar, vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, vă felicităm, domnule profesor Vasile Robciuc și veți vedea că și tehnologia modernă este sprijinul dumneavoastră. Așadar, mâine, cel târziu,
toată lumea va ști că la Moinești s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, chiar a avut loc un eveniment extraordinar. Și eveniment. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, așteptăm și celelalte tomuri să fim prezenți, să ne invitați. Vă mulțumim. E cineva înainte să care dorește? Da, sunt aparat să vorbesc. Domnul profesor de la Universitatea de Parcă, toată lumea, Vasile Spiridon. Vasile Spiridon, da? Da, și Suceava. Vreau să Suceava? Vreau să și Suceava. Vreau să Suceava. Conduce doctora Ferenca. Dacă știi și cum v-am apus. Da, da, spuneți asta. Da, felicit televiziunea, în primul rând vreau să felicit televiziunea pentru că transmit acest eveniment, nu știu dacă aveți mai multe posturi aici. Nu, noi ne vedem în întreaga lume, deci noi să postăm inclusiv și pe televiziunea noastră, dar și în rețelele, YouTube, da. Twitter, Facebook și așa. Da, da, Elveția, poate. Acum, informația merge foarte repede. Da, dacă e pe YouTube, poate oricine da. Să simplească. Felicit televiziunea și eu, desigur, acum ajunge la momentul cel mai important, să-l anunț pe domnul profesor, că, de fapt, nu i-ar trebui nici ISSN, nici ISBN acestei cărți, ci ISI. Pentru că, ceea ce este aici, într-adevăr, este de ISI. Păcat că nu poate fi băgat într-o asemenea bază de date, o asemenea operă, o asemenea calitate, pentru că ar avea un impact cu totul și cu totul deosebit, nu numai în lumea specialiștilor, ci celor care caută anumite articole. Este și motivul pentru care nu am apărut în ultimul număr, pentru că și noi trebuie să ne facem norma noastră de articole pe care ar trebui să le publicăm acolo unde nu am dorit neapărat să le publicăm. Dar pentru că fotbalul este pe bun, așa și noi trebuie să facem puncte și să dovedim că avem activitate. Activitatea de astăzi nu este vădată nicio bază de dată. La mine nu iau niciun punct. Dar asta e mai puțin important. Ce vreau să spun domnul profesor, să se pregătească, să se ducă la tipografie și să scoată mult mai multe exemplare, pentru că am avut o reclamă deosebită la Radio Iași și acestui grup m-a întrebat doamna care mi-a luat interviu, că unde se pot găsi caietele și atunci a spus nu cred că vor apărea prin biblioteci, este prin librării, pardon, pentru că costă foarte mult, să este un circuit închis, dar cine dorește, desigur că poate să ia legătură cu Asociația Culturală. Și nu aș mai sfătui pe profesor să-și aibă și telefon mobil, pentru că dacă vă luați prin tipografie, nu poate să-și ia telefonul fix cu el. Dar destul de mobil, eu mai trebuie și telefonul. Asta este un mobil. Este o mobilitate specific avantgardei. Domnul Răzul este în fond în contrasens cu ceea ce înseamnă spiritul de avantgarde, pentru că este un om foarte serios. Avantgardiști și nu erau niște oameni serioși, între ghilimele, să spun, nu? Așa declarau ei. Dar iată că au intrat în toate istoriile literaturii, au fost clasicizați, nu știu ce ar zice ei astăzi, dacă s-ar ști. S-ar speria, dar oricum pentru noi... Ei au conștientizat. Bineînțeles că au conștientizat. Dar ce mai important lucru pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru cei din Moinești, este faptul că cine începe cu avantgarda, cine începe cu dadaismul, trebuie să se uite la distanțare. Și dacă se uite la distanțare, vede inevitabil cu locul nașterii. Și atunci, promit să gând cum putea ei moinesti sau altul fel de așa. Caută pe hartă, găsesc acolo că există România, există Macro și există și Moinești. Ori, doamna profesor, a greșit puțin, spuneați că am scris Moineștiul pe orbita culturală. O mențin, asta era cuvântul, el o mențin și cum o mențin, pentru că este nevoie și de astfel de oameni. Și vreau să vă spun ce s-a întâmplat luni, am avut restanțe, inevitabile restanțe cu studenții și Ivar a aplicat avantgarda și a început cu Tristan Tzara, zice ea. M-a zis cum? A zis mă să știi că nu are adresă de e-mail ca să spui tu Tzara, ca să nu mai. Cum se pronunță Tz? Nu prea știu. Tz se pronunță Tz. Mai vorbește ce mai vorbește, cabaretul Voltaire din... Și în realitate, iată, se spune Zara, Da, sigur, era. Mă întrebai un popor, dacă domnul Isar, zic că e Zara așa.
N-a zis nimic, ai luat pop la Cluj, pe profesor. Bine, pentru a-i aclimatiza și pe francofoni și pe francofil, da, pentru că pentru ei pronunțăm așa, este firesc. Da. Dar cu aceea vorbeam despre cabaretul hotel din Zurich. Am zis că e bine, atunci cum se pronunță Z în... A cerut prea mult, sigur, nu o să știe cum se pronunță și în germană. Ei, dar asta vreau să spun, cum menține spiritul, cum menține domnul profesor Borciuc spiritul acest avantgarde și spiritul avantgardistului al dadaismului aici? Prin raportarea la o anecdotă. Este o anecdotă, nu știu dacă o știți, Eugen Călinescu, prin anii 30, când s-a dus la Lipotești să facă monografia Viața și opera lui Eminescu, să demitizeze pentru a-l remitiza și știți că este și o fotografie, el cu Vera, undeva într-o căruță și se duc drumul spre Lipotești. Ajunge el la Lipotești și Călinescu voia să vadă, desigur, să se întâlnească cu contemporani. De-aia lui Eminescu, dacă mai trește cineva, desigur, vrea cineva, din 1950 până în 30 și ceva, erau 80 de ani. A găsit un contemporan de-a lui Eminescu la câteva case, îl întreabă, ei, îl știm pe băiatul, pe Mihai Călinaru, ei, din Eminovici, cum să nu știu, doar aici ne jucam, aici, la Tăpșan, dar el nu prea să juca cu noi, nu. Eu cred că era puțin și handicapat, pentru că era așa, într-o lume a lui, nu se juca, se ducea pe acolo pe la lac, se uita la niște nufe, da, și ce mai făcea? Păi da, se gândea la ale lui, nu, el nu era din lumea asta, era visător, cu gândul în altă parte, și ce mai făcea, întreba pe lui, păi, fiind poeat păduri cu trei rase, oprea pe lângă izvor, și ce mai făcea? Păi, ce să mai facă? După aceea a plecat în lumea lui și nu s-a mai auzit de el. Deci, cam așa s-a întâmplat, așa, riscă să se întâmple și cu Tristan Țara. A plecat în lumea lui și după aceea nu s-a mai știut nimic despre el. Și aici vreau să remarc pe rolul pe care îl are domnul profesor Borciuc în a perpetua memoria, pentru că eu am întrebat, să știți, prin 2001, cred, când a venit aici, a fost lansat, sau 2001, am întrebat, stăteam în stație la ieșire, nu știu cu cine era, era cu noastră de unde, dar m-a întrebat un localnic, ca pentru un post de televiziune, cu o întrebare din asta cheie, ci cu construcția aia de metal. Și a spus că nu știe ce, că cred că au rămas de pe cu sondele, de la sondele ceva, nu era sigur de ce sunt schelele alea acolo sau gadaul acela. Da. Asta este mare venit al domnului profesor și are o regularitate de metronom. Practic, el cincinalele și le împarte în caiete, cred că nu cam așa ar veni. Deci șase, hai să zic, nu chiar, nu dacă le depășește, nu, le patru și jumătate, atunci iese. Cam în trei ani, nu, la Harnicum este și cum muncește, desigur că este de prima. Domnul profesor a spus tot ce trebuia să spună pe acele imense foi, nu vă mai spun eu ceea ce este scris aici, cu prințul, l-am spus la Radio Iași, am făcut o mică prezentare a cu prințul, la câteva personalități care sunt aici și cred că asta a contat foarte mult, mai mult a contat ce am spus acolo decât ceea ce v-aș spune eu dumneavoastră aici. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și mulțumim domnului profesor că menține spiritul lui Tristan Țara aici la Unești, la Menești, acum după ce a plecat și nu mai știe ce s-a mai întâmplat. Vă mulțumesc! Ei, mai sunt persoane, da? Sigur, nu vreau să... Părintele? Lăsați părintele, okay, da? Din vârsta. Părintele Andriuaie. Consider că nu greșesc și dacă greșesc, vă rog și mă corectați, că nimeni nu-i perfect. Cred că domnul profesor Orciuc este mai bine cunoscut în străinătate cu țara noastră, cu tot ea și toată peste. Cu toate localitățile, cu toate locurile, deci cu activitatea la Bacău și mai ales aici la Mâinești, pe partea activităților din țară. Acestea vorbesc faptele și mă gândesc, nu de mult mai toată cărțiunii scrise de Orfanel Gabi, care vin de față, personalități moineștenii,
care pe lângă ceilalți care au prins domnia asta cu Vântul Cornel Galben, prinde pe domnul Rociuc o patru pagini și înșiră acolo o serie întreagă de articoluri, primele activități, în afară de catedră. Și acele toate vorbesc la un loc de personalitatea, de capacitate, domnul profesor, de răbdare și meticulos, ca și domnul Cornel Galben, așa și o cucarație și pe amândoi, se rog pe amândoi. Și când am văzut această carte, m-am uitat la dânsa, i-a trebuit domnul profesor cel puțin 3 ani de zile și cred că mie îmi trebuie un an de zile numai să pot citi. Nu știu, așa o văd eu, cum am văzut, am frunzelit aseara și am văzut-o și este un temei biblic, din partea bisericii, care spune așa, aduceți-vă aminte înaintașii voștri care vor avea cuvântul, priviți cu aer aminte și încheiat viața și urmați de exemplu, urmați credința Evrei 37. De aceea, cei care se ostenesc atât la catedră, cât și în alte activități, pedicturi cu scrisuri de tot felul, sunt considerați voi sunteți lumina lunii. Cetatea stând pe vârf de munte nu se poate ascunde și luminarea prezenților nu se pune sub bat, sunt sfeșe și să lumineze tot așa din casă. Petrețuțea, pe scurt să vă spun, spuneam între altele, credința ortodoxă revelată, care nu se compară cu celelalte culte, e unică, transformă omenirea într-o masă de oameni culți, ideea lui. Și această cultură se referă mai mult, nu numai la un titlu de ăsta universitar, ci la sentimentul acesta care îmbină omul întreg, trup și suflet. Omul separat cu acre jumătate, ci rămășițele pământești, să pleca. De aceea, într-o discuție cu domnul profesor Denilă, credeam că și el astăzi, discutam această problemă, omul întreg. Și despre omul întreg vreau să vă spun că domnul profesor Ciuc, am aici un articol, au cu 16 ani care l-am scris, au mai colaborat cu o credință, domnul Părăb Gabi știe, un preot moineștean, episcopul de Buzău, Dionisie II Climescu. Și anul acesta, cum ne-ați urmărit și Trinitasul, cu Patriarhia, spune că anul omagial al mănăstirilor și al personalităților, chiar cu doctorat de Ustipuri, care mai sunt stare, sunt oameni de valoare scoși în evidență, și omul anul comemorativ al lui Sfântul Ioan Gură de Aur, eu am avut teza de licență la Trinitas, și atât de valabil și astăzi și totdeauna. Și spun aceste lucruri pentru că profesorul nu număr. N-au cum să moară. Rămâne partea aceasta vremelică, fiindcă în pământean aici câteva decenii, mai mult sau mai puțin, iar cealaltă trăiește în vece mai dus. M-am certat, încă mă spun cu cine, să mă dau acolo, cu la Sfântescan, când s-a fost și Sfântescan, m-am certat tare, nu o să cereți. Director acolo, nu știu, director, era doamna profesorul. 50 de ani de la trecere în neființă. Așa, m-am venit de la moarte lui Putare și am folosit, domnul zic, acum, din coșul cu niște versuri, pe cer, o lume care răspunde și lumină jos. Pe cer că soarele i-a pus, de ce să pune și plin de sus? Mai bine ochii jos să pleci, să vezi pământul până treci, căci nu e mort, trăiește în vieță mai dus. Am vrut spune acest lucru, tandemul acesta, școală, biserică, familie, l-o tipicează de ori, fără exagerat, dacă este exagerat, corectați că nu mă supăr, că eu nu am ce pierde. Și vreau să spun că în aici, pe de momente, și așa, l-am cunoscut cu George Enescu, 54-55, i-au plecat, au decedat în Paris, din opera lui Nicolae Iorga și din mari, mari oameni care au îmbinat armonios credința strămoșească revelată, de origine divină, frământate 7 sinoale ecumenice, nu de orice la întâmplare cu lovit în cap și dospită în cuptorul primilor lumea cu creștinii. Asta o avem și cu asta luptăm și dacă am ajuns la stadiul ăsta să vedem legătura între biserică, cu o reprezintă la biserică modest și cu dumneavoastră, pentru mine este o mare cinst și o mare de câte ori am întâlnit această bibliotecă, Harticultură. Mulțumesc, Doamne, doamna Abru, dacă pe aici,
când mi-a dat și un telefon și mai puțin domnul profesor Ociuc, care noi le-am colaborat împreună și dacă anul după 16 ani când am scris acest articol și l-am făcut și plăci comemorativ împreună cu domnul profesor Ociuc, că am avut o statuie al lui Gala Galactor, care acum sunt personal, l-a sătut eu și cu moșneagul ăsta aici, trebuie să ajung la Răzvan Teodorescu, domnul, dar nu-i chestii politică, chestii culturală. Și voia să facă alte garaje, nu știu mai să facă pe acolo. Deci biserica are peste 500 de ani, și dacă m-a prins vremea slujitor acolo, eu trebuie să răspund de perioada asta de timp. Și a fost de mai multe ori cu un omuraj, cum s-a făcut statuia, cu domn profesor, cum spunea foarte bine din... N-am mai uitat că de la mine banii, că de la domn profesor, ce avem de plătit? Hai drumul, hai benzina, hai celălalt dimens. Acele secundare. Și s-a reușit să facă statuia mea aceea, Sfântul Gheorghe de aici, al Gala Galactivului, preot excepțional, contemporan cu Salogano. Și mai înainte de asta, crucea, simbol, cu mânierul pe cruce, s-a venit Ștefan cel Mare. Cum era unui război lui Ștefan cel Mare. Și atunci am avut doar cu Anel Galvec și când mă întâlnesc cu el, am făcut mare bucurie, i-am spus dacă toate cărțile care le-am mai scris de acum înainte să le aduc, eu le cumpăr. Și e hrana mea sfântească, ce mai are de spus Cornel Gabe? Ce mai are de spus profesorul Ușur? Cred că m-au mult de spus. Și rog pe Bunul Dumnezeu, de care vine toată darea și-a avut toată sfârșit, să țină sănătos pe toți care se osteresc, că avem nevoie de cultură. Pentru că fără istorie, fără justiție, în adevăratul sens al cuvântului, fără viață morală și fără cultură în general nu putem progresa. Suntem pe care dispariți. Familia este de origine divină, copiii de origine divină, am ținut un cuvânt din 8 martie, nu chiar de 8 martie, ceea ce nu știu mai tot pe aici, și într-adevăr cineva s-a rugat că dacă s-au trimis copiii și cineva a dat ce Dumnezeu a fost cu tine, nu știu ce. Și am dat acest răspuns pe care l-am spus și o susțin și mai departe, că singur omul, continuatorul creației, i-a dat pe Adam și pe Eva, acum dacă se încerci și fii femeile, singuri bărbații, singuri altă treabă, ești liber să facă. Dar ce face peste 50 de ani, mai sunt aici, că a venit la primărie acum, trebuie să acolo la urmă, dar înțeleg foarte mult să fiu aici. Și ce facem, mai ajung familii de 50, peste 50 de ani, că sunt ce? Mai rar, pe care dispariți. Eu spun ce ce văd acum și exprim această atitudine, domnul Cornel Gavona, martorul meu, că am colaborat aproape după 20 de revoluții și mai înainte, dar acum au luat atitudine față de niște abateri sociale și din lume de credinți și așa mai departe. Și-o lăsat de deci credinți și nu cerceta. Ferească cu Dumnezeu, nimeni nu spune. Din potrivă, cercetați Scripturile, căutați apa la izvor și așa mai departe și așa mai departe. Și nu vreau să mă iertați că eu scam lung de vorbă și luați și dumneavoastră posibil la ce este bun să țineți, neferit de tot ce este rău. Mulțumim, părinte. Fericită! Mai era două cuvinte, da. Profesora Stănilă Viorica, Veronica de la Liceul Spiru Haret, două cuvinte vreau să adauce. Dar nici n-am apucat să... Dar nu trebuie să apuci, da. Spiritul, dar este... Este o lucrare complexă, de înțeles, care vă scrie și de data aceasta universalitatea aceasta a culturii. Sunt articole, am văzut, care m-au ajutat și pe mine la studiu, la clasă, despre avangarda literară și urmează să o răspăiești și să o studiez așa mai în profunzime, pentru că așa la prima vedere nu se poate analiza. Eu vă felicit pentru, pentru munca dumneavoastră susținută și pentru dinamismul dumneavoastră și vă doresc și pentru entuziasm și vă doresc și în continuare să... Noi tot așa la da. Poate mai mult, da? Da. Ei, un coleg al tău, domnul profesor de la... Claudiu Cristol. Claudiu Cristol. A treia oară m-a întrebat asta și... Remarcat și profesor de română. Remarcat. Vă felicit și eu, domnul profesor, pentru această lucrare esențială, cred, pentru avangarda universală. V-aș semnala în continuarea activității noastre pe care le puneți văd de
mai bine de 20 de ani. 25 acum? Da. Spuneți 91? Da. Doamna Popescu. Că din primăvara viitoare, elevii de la Spiru încearcă să promoveze avangarda printr-un festival de teatru liceal. Acum uitam cu atenție pe proiect, un festival de teatru în spirit avangardist la Mânumir. Iar reprezentanții culturale ai comunității, ai primăriei Mânești, se oferă să sprijine financiar și, bineînțeles, cu toate posibilitățile locale acest proiect. Este înscris acest proiect într-un cadru mai larg, care se numește un proiect Erasmus, avangarda europeană, și cred că am putea colabora pe viitor în această privință. Acum lucrarea de a merge la Strasbourg, în cala Șerfor și Rău, care am spus. Deci noi vă oferim lucrările, da? Vă mulțumim. De la primul număr până la cel... Deci, eu în primul număr am produs toate piesele pe sală. Absolut toate. Toate piesele. Da. Acum, vorbim despre harta culturală sau harta culturală din Kosovo Spiridon, aș putea spune că, amintindu-i profesorului Spiridon, că soția mea, Alina Pistol, a făcut o lucrare doctorat despre caietele, sau cum se spune în franceză, caiet de tubulare, sau creier, mai pe scurt. Domnule profesor Ociu, trebuie să găsiți un doctorant pentru caietele țara. Să găsim un doctorant pentru caietele țara? Un doctorant D. Pentru care trebuie țara. Soțul doamnei Pistol are toate șansele. Bun, aici am să trag și o pistol. Acum am înțeles un numele. Și bucovinean de-al dumneavoastră. Bucovinean de-al dumneavoastră. Mă tem că nu am să-l luați, doamna. Mă tem că nu am să-l luați, doamna. Domnul profesor ține tare mult la... Da. Domnul profesor Bucovinenis. L-am văzut la cer, da? Dragilor, se spune că cel mai cunoscut este scurt. Profesorul Sandu, da? Este remarcat peste tot. Sărbătoare, e toamnă, e foarte greu de vorbit după Patriarhul Moinești și sunt părintele nostru drag, e foarte greu de vorbit după profesorul meu cu dragoste, domnul Răciuc. Domnul Răciuc preamintește lucruri multe și frumoase. Clasa noua învățam bucea franceză. Filmele care mi-a ducea în Franța, cu Gândecea și cu Harul pentru folclorul românesc. Stimula la fiecare elev din clasă frumusețea legăturii profesor-elev. Și poate de la domnul Răciuc, de la domnul profesor, de asemenea cu dragoste și cu regret că a decedat Parascalului, am preluat acea frumusețe a trăirii alături de tine. Doamna spunea, dragul mare, vreau să fiu profesor. Eu toată viața am năzuit spre cercetare. Aveam câteva defecte, o vorbire grea, o defecție nazală și am zis, nu, n-am ce căuta în învățământ. O surpriză aveți, a făcut ca anul 3 de facultate, profesoara de pedagogie, pentru că eram singur băiat din grupă, eram poreclit element 101, din la chimie, ne-a spus, dragule, te duc la Palatul Culturii, la profesorul Colvan să-mi aduce un pachet de cărți. M-am bucurat foarte mult. Palatul Culturii pentru mine era citat de la Culturii, era un lucru deosebit. Colvan, pe atunci mare profesor, unul din discipolii profesorului Băsănescu, nu vreau să spun mai mult despre Păsărescu sau Pulvan, apoi despre Roman, sunt cei care... Și-am spus, vreau să fiu cercetător. Atunci te testează. Am pus în braț un număr de teste, de fișe, și mi-a explicat cum să merg la fiecare aparat, să completez cu cadrul acut, vreau să mă întorc într-o oră înapoi. Și el îmi spune, tu vei fi un foarte bun profesor. Spun asta că în curând voi fi 65 de ani. La 60 de ani, Universitatea m-a sărbătorit, mi-a scos o carte
unde am amintit scurt despre relația cu profesorul Cumbar. După ani, eram profesor la politehnică, mă întâlnesc pe Gheorghe Asache cu bătrânul Cumbar, de data asta mergeam Cluj, spre Institutul Socio-Uman, unde era director general Filipide, Institutul Filipide. Eu sunt un tip spontan, domnul Ropciuc vă știe. Oamenii dragi îi prind în brațe. M-am dus, l-am îmbrățișat, el a ezitat și am zis, domnule profesor, sunt studentul de altă dată, din 73, care am fost trimis de doamna noastră pentru cărți. Așa. Dar mi-a explicat că a dat verdictul vieții mele. Voi fi un foarte bun profesor, eu nu mă vedeam profesor. Și dânsul spune, cum? Ce-am făcut atunci? Păi v-ați testat. L-am despărțit cordial, frumos, elegant. Seara eu eram vecin perete cu profesorul Roman. Mă sună și îmi spune, eu nicăieri nu am. Măi, șeful meu astăzi m-a chemat după Consiliul la Domnul Muncii și mi-a zis, un profesor de la chimie, unul înalt, m-a oprit pe stradă și mi-a spus că eu i-am percepuit viitorul. Măi, nu i-am luat numele, dar tare curios. Mi-a povestit foarte multe lucruri despre cariera sa. Și Roman spune, hai fi sincer, nu ești tu? Și am zâmbit, dar zi, da, ce am făcut? Băi, dacă știi ce mulțumire, ce satisfacție ai creat profesorului Roman. Tu erai rezultatul unei decizii. Și am multe astfel de exemple. Eu sunt un sentimental. De ce am întrebat, am spus studenților. Sunt crescut de bunică de la Câmpeni. Am trăit o viață frumoasă la mâine și alături de profesorii mei dragi. O viață totuși cu rezerve, cu griji. Era foarte mulți țigani. Stăteam undeva unde acum e judecătoria la Cămin. Cu multe emoții, cu multă frică. Cu viață de cât, poate cei care sunt de vârsta mea sau un pic mai tine, și aminteau. Cămin, cantină, cantină, școală, școală, cămin și așa mai departe. Totul era încolonat, un pedagog foarte sever, dar foarte bun. Sunt amintiri pe care eu le port acum la 63 de ani, continuu în suflet. Poate nu-i frumos să mă laud, dar am trăiat în dragostea profesorilor mei, a școlilor care ne-am schimbat o reprezentare demnă pentru România. La ora actuală sunt cel mai medaliat român. 506 medalii duse de la Marele Salon. 186 de ordine. De la regele Belgiei am 4 ordine. De la președintele Franței. Ei, poate astea nu sunt bune. Acum 2 ani, Universitatea noastră a sărbătorit 150 de ani de Învățământ Superior și am realizat un muzeu. Rectorul m-a rugat să dau o parte din medalii. Și a zis, domnul rector, ori toate, ori nu le despart. Sunt două seife care le păstrez la bancă și e bine să fie, după plecarea mea, în nume, un muzeu. Eu mi-am fi dorit un muzeu ori la Mâinești, ori la Câmpeni. Bine, lucrurile s-au îngrijit, nu mai sunt lucruri de altă dată. Câmpenii mei au rămas câțiva pătrâni, câțiva neajutorați. Petrolul s-a închis, era Petrolul Roșu, care eu l-am studiat foarte mult și care l-am valorificat sub anumite aspecte. Cunoscut astăzi și în Japonia, și în Olanda, și în foarte multe țări. Eu fac parte dintr-un consorțiu european cu 12 universități. Sunt profesor de la Iași care am condiția de doctorat la Bologna, prima școală doctorală episcop european care a ajuns în Iași conservării în știința conservării la Bologna. Apoi școala de știința mediului la Iași. Am avut bucuria să am la Iași japonești, italieni, africani, francezi, iar de vreo 8 ani români, foarte mulți români, 12 doctor. Și astăzi o să-i mânesc domnul Ropciuc cu un cadou. Un cadou cu dragoste. E o carte realizată cu
una din primele mele doctorante române din Moinești, care a ținut foarte mult ca să scoatem o carte a școlii noastre doctorale, care s-o dorim liceului Spiro Haret și, bineînțeles, casei de cultură sau bibliotecii, da? Scădere frumoasă. Dragii mei, am scris mult, 1066 de titluri. La ora actuală, până ieri, până acum că o săptămână, eram al doilea inventator al României. Era în fruntea mea Dorel Cernomazu, regretată Dorel Cernomazu, a murit acum o săptămână, de la Suceava. 386 de invenții. Era, este considerat cel mai mare inventator al românilor de tuturor timpurilor. Pe primul loc era până la Dorel, Gogu Constantinescu, cel moderator, sau să spunem noi, mare geniu al teoriei solicității, după el Aricoandă, dar noi, România, de astăzi ne gândeam cu Dorel Cernomazu, care Dumnezeu ne-a luat foarte tânăr, la 67 de ani. Bineînțeles, cu mulți ani în urmă, cu vreo 10-15, pe primul loc era marele profesor care a fost mentor, profesorul Vitalie Veloso. Vitalie a venit în aceeași săptămână cu Dorel. La seama o suferință puternică pe noi, pe școala de inventi creșteană, considerată prima școală românească și una din toate școlii europene. Noi concuram cu Arșule, cu Osborne, cu foarte mult, cum a ieșit Polovichin, foarte mulți mari creatori de școală de inventică, mai ales de Rusia. Dragilor, am muncit mult și nu mă simt obosit. În ultimii trei ani am avut bucuria să fiu clasat în marile baze de date internaționale, este vorba, cum spunea colegul de la Bacău, de Web of Science, E.C. Thompson, Institutul Centometric Aplicat, pe primul loc în Universitatea Cluza, 52 până la 60 de lucrări ISEC. Un mare profesor face 4-5. Eu am fost copiii mei, spun că ești nebun. Am fost nebun, am vrut să demonstrez unor oportuniști ai zilurilor de astăzi, 25 de ani de umilință pentru învățământul românesc, pentru cultura românească, pentru agricultură, pentru toți, pentru cei în jurul nostru. Noi nu mai avem decât o țară de predat, de furat. Și e păcat că trebuie să plângem când am putea găsi forță în noi să oprim jaful care e atât de puternic. S-au dus pe Dunăre, s-au dus pe Drobă. Singura care mi-a mai rămas e sarea, dar acum am început să punem lași pe sarea. Apropo, colegul, sunt unul din iseiști puternici, dar nu mai puternic decât academicianul Andruc și academicianul Ionel Haidu. Dar în ultimii ani mi-a dus ratingul la 463 de lucrări ISI, pe reportare ta, eu am lucrare directă pe Web of Science. Scopus are un avantaj, Scopus este baza europeană de date, care se poate accesa pe oraș, dacă fac Iași, în ieșire în ordine institutele, și aici am mare bucurie că Forumul Inventatorilor Români, care este copilul meu, este pe locul 8 în Iași, ca instituție de cercetare, cu 106 lucrări ISI în afiliere. Iar la Universitatea Cluza sunt pe primul loc. Prestați-mi! E o mângâiere pentru mine sufletească, dar cred eu că peste timp, când eu voi pleca, pentru orașul Moinești va fi o mângâiere. Ceea ce am zis, 67 de cărți. 870 de lucrări sunt în ținție. Dar trebuie să există aici un draft? Eu le am frumos prezentate. Am trimis la Moinești de foarte multe ori cărțile mele, dar nu știu cum ajung, pe unde ajung. Eu nu prea am timp să plec în Iași. Liceul. Da. Am așteptat de la liceu, am vorbit chiar cu profesoara de chimie, am cunoscut-o la un concurs național de inventică la Satul Mare și am spus lui doamna care a venit cu ele și m-am bucurat când am întâlnit-o, că vreau să ajung la liceu să fac o scurtă conferință elevilor despre inventică. Despre modul cum am regăsit în cercetare și nu numai în cercetarea românească, în cercetarea internațională. Știți că la noi, învățământ superior, numărul 1 este citări. Cât ești de cunoscut internațional prin citări? Anul ăsta am depășit 1000 de citări.
Sunt membru a 7-a Academiei, am 3 doctori honoris causa, iertați-mă. E prea puțin pentru cât îmi doresc încă să fac până voi pleca. Sper Dumnezeu să mă ajute să am, în continuare, dar avem voie să mergem până la 70 de ani, să am doctoranți foarte buni, eu țin, am o exigență groaznică, cu mine, da, pentru cei din jurul meu. Poate cea mai puternică exigență am cu copiii mei și vreau să vă spun că sunt tare. Andrei, 30 de ani, este în Universitatea Tehnică pe locul 10. Gabriel, e mai arată mai mare șor, pe vreo, dar are de copii, dar scuze, pe locul 28. Irina, din Portugalia, pe locul 32 la Universitatea de Roma. Toți spun, această performanță se datorează durității tatălui. Toți mi-au reproșat până când au început să apară aceste clasamente, aceste evaluări, care reușesc să ne pună în valoare atât pe noi ca persoane, dar și instituțiile din care facem parte. Veniți la Iași. Veți păși alături de mine pe holurile universității, care mă leagă și sunt multe amintiri. Nu o să vă vină crede. În sala Paștilor Perduți, în anii 73, Sabin Balaș a pictat acele frește. Dar e pânză, m-a luat pictură pe pânză. Pictură extraordinară. Lângă rectorat este un mare tablou cu colegii mei de grupă. Ieșeam de la un curs, cum eu să studenți în domnător și zâmbăreți. Eram singur băiat de grupă, aveam fete foarte la care Sabin, cum a zis pipa, era jos cu peschiere. Ne-a oprit, ho, stați cu mine. Dați-mi voie să aleg pe câțiva. Și am dat o dramă pe o colegă. Dar băieți, numai unul? Unul. Și era așa frumos. Că nu era atât de frumos. Însă apoi la acel votiv, la acel tablou, de vreo 5 ori, schimbându-și doar culoarea părului și vestimentația. Iar colegele mele dragi, la fel, e plin tablou de grupa mea din studenție. Când vine cineva de străinătate, cu bucurie mă duc în fața acestui tablou. Un alt lucru extraordinar este Muzeul Universității Cuza, pentru care m-a luptat mult. Unde mergeam? La Iagelon, în Cracovia, la oriunde, la Bologna, la Firenze. Muzeul Universității era piesa numărul 1 de reprezentare. Noi, la Iași, 150 de ani de învățământ și nu. Am avut șansa, am avut un mare rector, profesorul Oprea, care m-a înțeles și a spus, bine, să facem. Și avem un muzeu extraordinar. Sus etajul este consacrat celor 150 de ani de învățământ superior, cu foarte multe monografii, lucrări, dispozitive, aparate de microcopiul, de mare, mare profesor, iar jos, cultura culturii. Un muzeu de valoare inestimabilă. Și apropo de cultura culturii, Cuteni înseamnă Buc-Nistru, pardon, Buc-Tisa. Bineînțeles, pe acesta era larg al Traciei. Istoricii de astăzi au modificat un pic. În zona Transilvaniei se spune cultura Criș-Tancevo. În zona noastră, Cucuteni, Moldova, în zona Ucrainei, dacă nu mă înșel eu, nu profit, cum se cheamă, Ucrainei, foarte dolorios și-a dat-o dorimea unei localități, unde săpăturile au scos la egală foarte multe culturi cuteni. Pot să revin. Cultura cu cuteni a dat pentru noi și Republica Moldova o, să spunem așa, un motiv de unire. Știți că a fost podul de flori, noi l-am transformat în cursul celor 25 de ani podul de știință, podul de învățământ, podul unde am transferat foarte multe carte și așa mai departe, am adus de la muzică, pictură. S-a organizat la Iași și la Chișinău 5.000 de virus. Ca fiind, de fapt, sub acest această lozincă, o reunire a spiritului românesc din vechea provincia Moldavă, zdraga Moldova. Și vreau să închei prin a
mărturisit domnului profesorul Ciu, cu toate că voi ești undeva în coasta Carpaților, să invităm de la anul mari români de la cele patru universități din Chișinău, care au legături foarte bune. La Universitatea Tehnică sunt deja profesorul Schlauza, acolo rectorul Mustan, dar pe marile români, Valeriu Burgheru, doamna Vladul știe, care scrie cu atâta patrimă, cu atâta dorință despre România, despre istorie. Și este inginer mecanic, profesor de mecanică și electromecanică. Valeriu Burgheru merită să vină la Măinești. Nouă ne-e drag. Este doctorul Răscauza la Iași, la Palați. Aici poate nu o să putem să-i oferim doctorul Răscauza, poate Bacău, dacă se va vedeți. Dar Moineștiul îi va oferi șansa unui oraș patriarhal plin de valori locale și valori de, să spunem așa, de mare înghiere. Mă bucur că de fiecare dată când vin, îl găsesc pe domnul Răciu tot mai tânăr. Tot mai vesel. Și fericit. Tot mai fericit. Și vreau să vă spun, domnul profesor, așa cum v-a simțit ușurat de bani, așa ne simțim toți discipolii dumneavoastră. Noi investim foarte mult în ceea ce facem, cheltuim, ne ușurăm ușor. Chiar acum spuneam colegilor de la Universitatea Nouă, din Caparica, din Portugalia, că, și o să vă fac adorul noastră, eu conduc o revistă ISI la Iași. Regent Journal of Conservation Science. Și îmi spune Candea și profesor de aceeași disciplină cu mine. Dar ce te finanțează? Nu spune anul meu. Și cum așa? Uite așa. Deci am învățat de la dumneavoastră să fiu împătimit în ceea ce fac și să pun tot ce e mai puternic în mine în lucruri care vor să vedem. Domnul profesor, închei, dăruindu-vă. Și dăm cuvântul doamnei Vlad. Imediat, dăruindu-vă cartea care am scris-o cu doctoranda mea, de acum 3 ani finalizată, o parte extraordinară, am publicat de 18 lucrări cu Maria Canache, de la Montezău. Iar doamne de la liceu, una din doamne. Grazie, senor, că vieți din Portugalia. Cine, nu sunteți la scrivare, nu? Deci, cartea cu Maria. Sper să o mai dorim biblioteci, da? Și revistele noastre de la Iași. Deci, ultimul din anul 2016 este revistă ediție. Este foarte bine cotată, să vedeți ce... Mulți îmi spun, domnule, de ce nu transform în indian Conservation Journal. Pentru că publică foarte mult China și India. Da? Da, vă mulțumesc. Doamne, da. Nu știu dacă am să reușesc să merg pe trendul ăsta, să mă laud foarte mult, dar în tot cazul am încercat să fiu subțintă. În primul rând, ieri când am aflat că trebuie mult mai să vin aici, chiar dacă nu eram pregătită timpul cu toate celelalte, am spus, dar eu acolo iubesc locul prea mult ca să pierd ocazia, mai ales că am fost în urmă cu 10 ani, cred, la conferința dumneavoastră. Și, bine, eu, pentru că la Radio Iași realizez emisiuni muzicale, muzică clasică, jazz, și alte genuri, mă simt foarte legată de Tescari. Și ca să mă laud, iată, duminică seara, pe orele 11 și 20, voi difuza un spectacol al limbilor în scene și spectacol de arii, care a avut loc la Tescari în urmă cu doar câteva zile, în urma cursurilor de maestrie susținute de soprana Leontina Văduva, la pian Alina Papalache, descendenta unei mari familii de muzicieni la fel, muzicienișeni, și regizoarea Anna Tăsăsanu Bogea Petrișan, stabilită în București și acum profesoară la București Spatoare. A fost o noutate faptul că liturile de scenă nu au mai fost cântate stând drept când de pian, ci au fost jucate. A fost creată o atmosferă extraordinară.
Atât despre asta. Mai departe, vreau să spun că am căutat febril aproape să văd partea despre muzică în caietele și vă felicit din suflet. Tot în urmă, vreo 10 ani, prezentam cele două CD-uri cu lucrări inspirate din dadaism și eventual de Tristan Țara, erau crema muzicienilor români și acum iarăși găsesc numele cele mai importante din țară și din diaspora, Violeta Dinescu, care stă în Germania la Oldă. Bineînțeles, a fost și la Iași în urmă cu 2 ani. Savin Păuța, pe care noi îl considerăm ieșean, chiar dacă el stă lângă Reșița, acolo, acasă, la el. Spune, bacuri frumoase când vine la Iași. Este extraordinar. Bine, Roman Vlad, care ne-a părăsit la o vârstă venerabilă și cu siguranță toate lucrurile acestea sunt din perioada mai curajoasă, mai de tinerețe, când fiecare a încercat și ceva din avantgardă. După care s-au mai potonit, au revenit la un aer mai clasic, mai accesibil, pentru că trebuie să recunoaștem în muzică dadaismul și respectiv avantgarda. Dacă ne gândim la Schoenberg, Weber sau Berg, sunt mai pretențioase, genul mai pretențioase. Avem câteva CD-uri noi, foarte bune, realizate pe un tip cu toți pe el. Așa, și o să ne gândim așa. Întrebarea mea este dacă aceste lucrări, care sunt și partituri, asta e extraordinar, partițiu. Robciuc a reușit să pună aici niște partituri de muzică, ar fi minunat să trimită și înregistrările, fiecare. Bine, de la Roman Vlad nu mai putem cere, deși nu cred că se poate găsi, se poate interpreta. Nu personal, a fost la Iași. Și Roman Fiusu, da. Dar eu am să dispun să facă ceva și trimite la Radiaș, da? Ulpiu Vlad nu este fiul lui Roman Vlad. Nici nu. Nu. Dar fiul Roman Vlad, da, ales. Foarte numele e așa, ales. Mai este bine și da. Și te diuri. Da. Dar o să te și da. Compozitor. Bine, vă felicit din suflet. Sunt foarte impresionată de tot ceea ce faceți. La Moinești, spiritul acesta arde, trăiește, este atât de viu, îl simțim de departe. Vă felicit încă o dată pe toți și în mod special pe domnul. Țin minte și atunci, vă spune că e așa, poate că trebuie să știți de la tata. Și un om care se numește Costescu, ce puteți să nu te amine chiar la doar chiar. Eu nu... să încerc să mă laud și eu, mă laud că am reușit câțiva ani buni să fac față insistențelor profesorului Rosu. Eram la bancă și venea mereu ca sponsorizare să facă nu știu ce monument, nu știu ce placă comemorativă, nu știu ce. Și îmi nebuneam, domnule, dar ți-am dat acum o lună, nu am sponsorizare. Bine, bine. Lăsați, venea peste o doua zi, venea peste două ceasuri, ca să mai gândim la ce am discutat. Domnule, nu mai pot. Dar am făcut față. Și un singur lucru mai spun, foarte interesant, foarte curios, l-am întrebat și n-am vrut să-mi spună, nu știu de ce, acum 3 ani, în Senegal, deci eram în Senegal cu un grup de turiști și am... mergeam la un muzeu, ceva de filatelie, de istorie, cultură, nu știu ce era acolo, și ghidul local a întrebat de unde suntem, din România. România? Da. Unde a fost? Eu mai curălit. Bacău, Moinești. Moinești, profesorul Ciu. Am rămas fără. L-am întrebat dumneavoastră și a zis că nu știa cine, ce și nu știu. Deci, un ghid local din Senegal. Nu știu cum, de unde îl cunosc așa. Apropo de ce zicea și părintele și doamna profesoară, că el este mai cunoscut în străinătate, este cunoscut despre asta. Mulțumesc tare mult! Da, fiindcă avem profesor de la Liceul Spirul Mare, o colegă de-a noastră, Popescu, o să prezinte ceva de la Ion Rotaru, mare profesor de la București, care a decedat mulți ani în urmă, dar a fost la Moinești. În legătură cu liceu, cu școala și alte lucruri. Doamna Popescu, dacă se poate. Două secunde. Da, este un post-scriptum la o scrisoare, probabil. O scrisoare mai largă. Mai largă. A fost un al doilea post-scriptum, da.
Da, era o observație a domnului, a regretatului profesor Rotaru, legată de denumirea liceului, pentru care denumire noi ne-am spătut 25 de ani fără folos. Dar dacă domnul profesor într-o zică asta dorește să le aducă în prezent cuvintele unui alt mare profesor dispărut dintre noi, am să o fac, să văd cum o să mă descurc, pentru că nu sunt cuvintele de eu, în întregime. Da. Nu-mi place câtuși de puțin să mă iau. Cred că am auzit de vreo 4 ore astăzi mențiunea asta. Însă admirația mea pentru dadaismul și cinci pentru Tristan Țara și pentru Moinești o aveam când aveam 17 ani și eram elev în clasa a 7-a, la școala numărul 1 din Bacău. Prin 1941 mi-a căzut în mână Dita Mai Opul, călinescian, care era interzis, scos din biblioteca școlii și adăpostit în locuința Oliniuc, cu al cărui fiu Sorin eram prieten, el ne-a dat-o. De atunci am fost mereu marcat de comedia avantgardistă și de țarismul lui. Mult mai târziu, poate și dumneata ți-aduce aminte, am fost cu treburi ale noastre, sarcini didactice, la Moinești, ocazie cu care am participat la inaugurarea liceului numărul putare, nu mai țin minte, din localitate, o clădire frumoasă și relativ impunătoare. La masa pe festiv, alături de primarul de atunci, nu știu cum îl chema, la un moment dat se arătă puțin de indignat. De ce, domnule, nu avem și noi, cum au bătăuanii, Alexandrii, Bacovia, Vrânceanu, o personalitate cu care să dăm nume liceului? Ba, aveți, zic eu, o personalitate foarte mare care s-a născut la Moinești, pe Tristan Țara, accentuez eu, un mare poet de faimă mondială, fondatorul unui mare curent literar, a trăit în a doua jumătate a secolului în Franța, la Paris, și a scris și în franceză, mai mult chiar decât în română. A devenit un poet, poet de faimă mondială. Cum ziceți că se numește? Replica acelui primar de atunci. Ce fel de nume, Tristan Țara, ce fel de nume este ăsta? Păi este un pseudonim. Se numea Samuel Rosenstock. Da, evreu, fiul unui negustor. Aici, din păcate, se întrerupe. Ideea este că profesorul Rotaru, regretatul profesor Rotaru, ne sugera atunci că numele unui liceu serios din Mănești n-ar trebui să fie altul decât Tristan Țara. 25 de ani am încercat să facem acest lucru, nu s-a putut. Poate noua municipalitate, noua conducerea primăriei Moinești, noua conducerea liceului, tinerii care vin după noi, să fie spirite deschise, așa cum au dovedit, sprijinind toate aparițiile acestui monument literar pe care l-ați realizat, pentru că fără sprijinul lor, trebuie să recunoaștem, n-ar fi fost posibilă o asemenea concretizare, să reușească